Burlacul nu mai e Burlac. Colegul nostru, Daniel Burlacu, și-a pus la sfârșitul săptămânii trecute pirostriile. Daniel s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Alexandra. Cei doi au spus câte un da hotărât în fața ofițerului de stare civilă vineri. Domnule Burlacu Daniel Constantin, de bunăvoie și neserii de mine, luați în căsătorie pe domnișoara Dupu Alexandra. Da. Domnișoara Dupu Alexandra, de bunăvoie și neserii de mine, luați în căsătorie pe domnul Burlacu Daniel Constantin. Da. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat de etat căsătoriți. Cununia religioasă a avut loc duminică la Biserica Rosetti de pe Bulevardul Mihai Eminescu, iar mai apoi toți invitații au mers să petreacă la un restaurant din apropierea municipiului Botoșani. Colectivul redacției Somax TV le urează tinerilor căsătoriți casă de piatră, multă sănătate, fericire, copii frumoși și sănătoși.